Suceveanul, supranumit Mâncătorul de femei, a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Bărbatul a fost găsit vinovat de moartea ultimei soții, însă este suspectat și că ar avea legătură cu dispariția misterioasă a altor 3 partenere. Vasile Lavric din Rădăuți, zis Mâncătorul de femei, a fost condamnat marți de magistrații Curții de Apel Suceava la 30 de ani de închisoare cu executare pentru comiterea infracțiunii de violență în familie în varianta omorului calificat și profanare de cadavre sau morminte la o pedeapsă de 30 de ani de închisoare. Decizia este definitivă. În urma cercetărilor efectuate, a rezultat că inculpatul, în noaptea de 10 spre 11 iunie 2020, și-ar fi luat soția de la domiciliu comun situat în municipiul Rădăuți, transportând-o într-un loc necunoscut, după care, pe fondul geloziei, ar fi agresat-o, suprimându-i cu intenție viața și apoi ar fi ascuns cadavrul care nu a mai fost găsit, spun anchetatorii. În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asupra 7 bunuri imobile ale inculpatului, respectiv asupra 2 autoturisme. Condamnarea este dată doar pentru uciderea soției sale, Aurica, dosarul acesta nefăcând referire la dispariția încă 5 femei din anturajul lui Lavric. Bărbatul a intrat în atenția poliției după dispariția surorilor Iordache, 3 tinere cu care acesta ar fi avut relații de iubire. Este vorba despre Iuliana, dispărută în anul 1995, când avea doar 16 ani, Nicoleta, de 31 de ani, și Ramona, care avea 18 ani, ambele dispărute în 2005, la 3 luni distanță una de cealaltă. Au existat suspiciuni că acestea ar fi fost ucise și îngropate apoi de Vasile Lavric, dar nu au fost probe în acest sens. Bărbatul a susținut mereu că cele 3 fete au plecat la produs în Italia. În anul 2020, anchetatorii au descoperit că, înainte de dispariția Auricăi și a celor 3 surori Iordache, mecanicul auto din Rădăuți a mai avut încă 2 soții, ambele decedând în condiții stranii. Bărbatul s-a căsătorit de tânăr, la 18 ani, tot cu o femeie pe nume Nicoleta, o localnică. Cei doi au avut 2 fete. La puțin timp după nuntă, Vasile Lavric a plecat în armată. În timpul stagiului militar, bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru viol. De fapt, nu a fost viol, dar de rușinea părinților, așa a declarat fata, mărturisea în trecut Vasile. După ce a fost eliberat, soția a intenționat divorț și la scurt timp s-a stins din viață într-un accident de circulație. Ulterior, bărbatul s-a căsătorit cu Cristina, o tânără cu care s-a cunoscut în fabrica unde munceau amândoi. Cristina a născut 2 copii care au rămas orfani de mamă la 2 ani și respectiv 3 ani. La doar 21 de ani, Cristina ar fi făcut un infart, relatează adevărul.ro.